Într-o zi obișnuită, aș fi început cu o introducere în stilul clasic al jurnalismului, dar azi, intrăm direct în subiect. Fix ca atunci când te prinde o ploaie de vară neașteptată, ușor, surprinzător, dar și cu un strop de emoție. Dana Roba a împărtășit recent o experiență terifiantă din viața ei personală. Și nu, nu vorbim despre un episod dintr-un serial de groază pe care tocmai l-a văzut pe Netflix. Ne-a dezvăluit un vis înfiorător care, se pare, a fost un prevestitor al ororilor pe care urma să le trăiască alături de soțul ei, Daniel Balaciu. Acum 2 luni, soțul ei a atacat-o cu un ciocan, lovind-o de mai multe ori. Și cum credeți că s-a simțit Dana? Exact ca în acea scenă terifiantă din visul ei, în care un demon a venit în fața ei. După incident, Dana a fost dusă de urgență la spital, unde medicii au luptat pentru viața ei timp de 9 ore. Și, deși Dana este pe cale de recuperare, urmele acestui atac rămân atât fizic, cât și emoțional. Cum poți să ștergi așa ceva din amintire? Din câte se pare, visul Danei a avut și alte detalii tulburătoare. La emisiunea În oglindă, difuzată pe canalul YouTube de Exclusive, Dana a povestit cum în visul ei, un demon a vrut să o înfășoare într-un material negru, lung de 4 metri, și a încercat să o omoare. Cu toate acestea, Dana a luptat împotriva demonului și i-a spus că nu are putere asupra ei. Oare nu sună asta ca un simbol al luptei ei în viața reală? Și pentru cei curioși să afle cum a început totul între Dana și Daniel, ei bine, povestea lor de dragoste nu a fost din totdeauna un coșmar. La început, a fost ca orice altă poveste de dragoste. Cei doi au fost prezentați unul altuia de un prieten comun de la biserică. Dana a mărturisit că a fost atrasă imediat de Daniel și că a fost o dragoste sinceră între ei, fără vreun interes material sau altceva. Eram doi oameni simpli. Eu, femeie muncitoare, el, mai puțin muncitor, pentru că era arbitru de fotbal, a declarat Dana Roba în cadrul aceleiași emisiuni. E interesant cum se pot schimba lucrurile, nu? De la o poveste de dragoste la un coșmar real. Dar până la urmă, viața e plină de surprize, unele bune, altele nu chiar.